Doamnelor și domnilor, continuă. Bine ați venit la Ai carte, ai parte cu Roxana Brănișteanu la Radio Tananana. Asta a fost tot? De ce mi-a sărit jingle-ul de intrare aici? Bună seara, Tananana, Ai carte, ai parte. Este studioul plin, aș putea să mă dau puțin deoparte. Glumesc, nu o să fac asta. Să te dai deoparte la carte, parte. Deci este studioul plin cu invitați neașteptați, dar și cu invitata din această seară. Însă până să o prezint pe ea, îi las pe acești domni minunați să spună două cuvinte, dacă tot au intrat în emisiunea Ai carte, ai parte. Eu am spus zi tu, Alexandru. Dați-mi voie să spun bună seara. Ce și voci cu... frumoase. Da? Da, vă rugăm frumos să ne scuzați pentru intervenție și cu această ocazie o să-l las pe domnul Murza să facă probabil cea mai frumoasă introducere de la Ai carte, ai parte. Ne cerem noi scuze la vocile astea frumoase. Așa. Vineri de la ora 5, 17 la 19 la Prozar puteți să ascultați aceste voci într-una. Zi, Roxana. Despre Ai carte, ai parte era vorba. Ai uitat în ce emisiune ai intrat. Da, Ai carte, ai parte, am zis. Mulțumesc tare mult, băieți. Îi cunoașteți după voci. Alexandru Marinov, Dan Murzea, unul în stânga, unul în dreapta. Dar important este cine e în fața mea, cu cine voi petrece în următoarea oră. Și deja luăm din timpul, din această oră. Voi ați uitat că eu n-am 2 ore ca voi. Te sunăm noi, mersi, pa, 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 pa. Da, domnilor și domnilor, Roxana Brănișteanu. Roxana Brănișteanu, acum trebuia să intre acel jingle de cărți și fără cărți nu poate exista o viață bună și sănătoasă. Ei bine, alături de mine este, acum puteți să bateți din palme și aplauze, Carmen Ternoveanu. Bună seara! Bună seara, bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos și pentru atmosferă. Spuneam... Sper că nu te-au speriat, colegii, da? Nu, din potrivă. Spuneam și în online, în cursul zilei de astăzi, mm-hmm. că abia aștept să intru din nou în atmosfera unui studio de radio, amintindu-mi de cei 12 ani de radio ca jurnalist și realizator de emisiuni și e clar că ceea ce s-a întâmplat până să intrăm în direct a avut un impact extraordinar mai departe de memoria mea afectivă. Chiar cred că am reușit să înțeleg ceea ce se întâmplă aici, emisie cu emisie. Aici la Tananana este în general un vibe bun, suntem în stare de radio tot timpul și avem energia asta bună și frumoasă. Băieții au făcut foarte bine că au intrat, totuși să ascultăm și noi începutul cum se cuvine de Ai carte, ai parte. Cărți de citit sunt bune, ajută. Serios, Ai carte, ai parte. E bine, asta era... Tananana, ai carte, ai parte și acum avem fundalul potrivit. Carmen Ivanov de noi. Trebuie să vină și ea din nou aici la radio. Carmen Ternoveanu este alături de noi în seara asta și Carmen, vreau să le reamintesc celor care ne ascultă acum în direct că la 0722 304.000 ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp. Repet numărul 0722304000. Poate n-ați apucat, poate abia acum ați intrat și poate n-ați salvat numărul nostru de telefon. Într-o pauză va trebui să fac cumva că Dan Murzea mi-a lăsat microfonul prea jos și eu nu-ți văd ochii prea bine și vreau să mă uit în ochii tăi când vorbim. Oamenii te știu cel mai mult de la TVR, din emisiunea Dăruiește Românie. Chiar și unii dintre colegii tăi. Chiar și unii dintre colegii mei. Au trăit bucuria de a fi împreună în emisiunea de Culturetainment pe care o realizez la televiziunea română, canalul TVR3, sâmbătă de la 13:30. Vreau să cred că ne întâlnim cât mai mulți. Pentru mine e o bucurie în plus și sigur un privilegiu să mă reîntâlnesc cu oamenii minunați, da, care găsesc timp într-o agendă din ce în ce mai încărcată pentru fiecare dintre noi în lumea aceasta dinamică în care funcționăm, să vină și să spună da provocării de a dărui frumos, zâmbete. Ei, pentru că, tocmai pentru că este vorba despre a dărui,
simt eu că simți tu așa, cu jocul ăsta de verbe, că această emisiune ți-a dăruit și ție foarte mult. Dar ai putea să ne spui ce din tot ce ți-a dăruit, ce anume ți-a plăcut cel mai mult și îți place în continuare cel mai mult, ce ții tu cel mai mult din emisiunea asta? Pe care o faci de cât 11 sezoane deja, nu? Da, suntem în filmări cu cel de-al 11-lea sezon, care va intra începând cu această primăvară pe canalul TVR 3 al televiziunii române, sâmbăta la 13:30, cum spuneam. E clar că pentru oricare dintre noi în această profesie, în care e nevoie și de puțin talent și de puțină vocație, e clar că întâlnirea cu oamenii, întâlnirea cu publicul este cea mai frumoasă. De la fiecare om îți iei întotdeauna ceva. Energia. Atmosfera care se naște în platou în timpul emisiunii și asta este ceea ce mărturisesc și invitații. Ai spus chiar de la început, ai spus, scuză-mă, că radio timp de 12 ani. Și cu toate astea, tu radio ai făcut în Iași. Radio, da, în Iași. Da. Și cu toate astea ai ales televiziunea. De ce TV? Ce te-a inspirat să alegi și să rămâi atâția ani? Cred că le-am ales în egală măsură pe amândouă. Radioul a început în timpul studenției, în primul an de facultate, primul semestru. Vorbeam chiar și înainte de a intra în direct cu o parte dintre colegii tăi și făceam cumva o paralelă între ceea ce se întâmplă în radio acum și ceea ce era acum destui ani în urmă. E adevărat că parcursul generațiilor de acum poate e puțin diferit. Eu dacă stau și mă gândesc la faptul că am intrat în radio participând la un concurs de casting, îmi dau seama, pe de-o parte, poate și că a fost o inconștiență specifică vârstei, îți dai seama, în primul an de facultate. Cum a fost? Stai, cum dar a fost pe de altă parte, da. Ca să închei, te rog frumos, așa. Mă gândesc că totuși a fost și o șansă pe care nu știu în ce măsură cei care ar fi interesați să parcurgă un astfel de drum acum o mai au. Eu, sincer, nu am mai auzit de concursuri de casting la radio, pentru că eu eram un ascultător activ de radio și, ascultând radio, am auzit de un astfel de concurs. Ei bine, eu n-am prins o astfel de perioadă. Îți mărturisesc că eu n-am trecut prin casting aici la Tananana, deci aș vrea să ne spui un pic ce înseamnă acest, ce ai făcut tu atunci ca să intri în radio, în ce au constat probele. Chiar sunt curioasă, sincer. Bine, știu așa de la alții mai, tot mai vechi în breaslă, dar s-audă și telespectatorii și ascultătorii noștri, telespectatorii, uite, m-am dus la TV și eu și nici nu se filmează. De aceea și spun că profesia asta e una vocațională. Probele erau cumva firești. Era nevoie prima dată să treci testul de voce. După aceea era concursul de cunoștințe generale, într-o formă sau alta. După aceea cultura muzicală. Toate, sigur, într-o proporție firească, nimic care să te pună în dificultate, pentru că toți eram tineri, da? E clar că la 18, 19, 20 de ani nu încerca nimeni să găsească în noi modele de cultură generală, dar câteva elemente care să conducă împreună spre un deznodământ, dacă ești sau nu ești potrivit să vorbești public la microfon. Uite, acum că zici asta, da, mi-aduc aminte că într-adevăr și eu am trecut prin proba vocii. De fapt, cred că asta e prima. Cred că e prima, după care treci la celelalte probe. Doar da. Că eu nu mi-am dat seama că sunt probe, știi, în discuția aia, în interviul ăla chiar erau niște probe. Pe atunci, cel puțin în perioada pe care eu am traversat-o, la începutul radioului, probele erau destul de serioase și tot apanajul desfășurărilor era unul foarte serios. Și ți-a plăcut radioul? Totuși ai mers către... Am iubit radioul încă de pe vremea când nu știam nimic despre meserie. Eram un ascultător activ. Am mai spus, cred că, povestea asta la un moment dat și în timpul unei emisiuni la televiziune. Iubeam radioul ca un ascultător și eram un ascultător activ, în sensul că puteam să îmi dau seama ce se întâmplă într-o emisiune de radio în mod firesc, fără să am
alfabetul necesar sau alfabetul specific profesiei. Mm-hmm. Ok. Și aici vreau tot, iar să, eu tot acolo te conduc, către și... TV, după radio. Pe atunci, nefiind această deschidere spre vizual și nefiind totul la vedere, cum este astăzi, puteai să asculți radio închipuindu-ți toate poveștile. Despre cine e în spatele microfonului, despre chipul pe care l-ar putea contura vocea, despre... Cum se întâmplă la teatrul radiofonic. Despre atmosfera care se desenează într-un studio de radio. Toate acestea le găseai de unul singur, apucând de bițele imaginarului. Și asta făcea ca lumea radioului să fie teribil de frumoasă, pentru că e clar, fiecare își imagina, eu cel puțin, ca să nu generalizăm, îmi imaginam scenarii dintre cele mai frumos colorate. Și cu această imaginație, dar ce-ar fi să mă duc totuși direct în televiziune, dacă tot am viziunea asta și îmi imaginez ce fac cu oamenii? După primii 5 ani de radio, terminasem prima facultate și am aflat, am auzit de concursuri la televiziune și m-am prezentat la un casting la televiziune. Era un casting de proiecte. Am depus mai multe proiecte, aveam cumva dinamica profesiei, știam ce înseamnă un proiect de emisiune, că e în radio, că e în televiziune, cumva... Ele sunt asemănătoare într-un fel și au... Intersecțiile, da, sunt și comune, unele dintre ele, da. Și oricum, dacă ai bazele jurnalismului, cam poți să-ți dai seama să lucrezi cu ele. Da. La momentul acela, după o perioadă în care realizam emisiuni la radio de 4 ore în direct, o emisiune de 40 de minute în direct la televizor părea a fi infinit mai puțin. Doar că televiziunea, sigur, este o scenă mare și a rămas în continuare o scenă mare. Cred, deși acum sunt atâtea provocări și în zona de online și în alte zone complementare, și cred că prin acest online fiecare dintre noi poate să-și construiască propria scenă și propriul spațiu de exprimare, dar chiar și așa, scena unei producții de televiziune este fabuloasă și este infinită în posibilitatea de a crea artistic. Și cu atât de multe provocări, cum ai zis și tu, cum ai reușit să menții de atâția ani, din 2018 face emisiunea Dăruiește Românie, să menții vie și dragostea asta pentru cultură? Pentru că n-ai ales, la fel ca mine, iată, noi n-am ales o nișă așa foarte facilă în România. Am ales zona culturală. Emisiunea Dăruiește Românie, da, în 2018 a apărut, a fost prima dată gândită pentru publicul român din străinătate, pentru românii din comunitățile de români din străinătate, acolo unde, într-adevăr, există o deschidere infinită spre România în general și spre arta românească în particular. Proiectul a fost gândit și țintit pe zona aceasta cultural-artistică, exact spre nișa care avea nevoie de așa ceva. Între timp, lucrurile au evoluat datorită tuturor celor care au acceptat provocarea de a dărui, adică de a veni lângă noi și a oferi o parte din ceea ce sunt, pentru că despre asta este vorba. A dărui presupune să oferi puțin din ce ai deja, nimeni nu-ți cere mai mult, puțin din timpul tău, puțin din ce știi tu să faci, să cânți, să reciți, să povestești. Ai simțit că ți se potrivește mănușă emisiunea, nu? Când ai văzut conceptul și titlul și... Și datorită acestor oameni s-a conturat proiectul și iată că trăiește de 11 sezoane. Acum se vede și în țară, prin canalul TVR3 al televiziunii române și bucuria artiștilor în deosebi, bucuria invitaților emisiunii e cu atât mai mare pentru că, indiferent cât de deschisă era scena comunităților de români din străinătate, fiecare avea și pe cineva acasă care aștepta să îl găsească la televizor.
O emisiune foarte frumoasă și pot să subscriu pentru că am fost acolo, am fost în studioul Dăruiește Românie și am simțit cum ne dăruim unii altora. Asta pleacă de la tine, Carmen, și apoi invitații tăi fac asta. Îți mulțumim, continuăm în câteva momente, luăm o scurtă pauză muzicală, voi nu plecați de aici de lângă noi, că ne întoarcem într-un minut și jumătate, da? În studioul Tana Nana la Ai Cartea Ai Parte. Roxana Brăniștenu este aici gazda voastră pentru această oră până la 21. Hai să ne ducem puțin că deja suntem, este 20 și 20 de minute în acest moment. Carmen Târnoveanu este alături de mine. Bună seara din nou. Poate cineva intra fix în acest moment. Ce faci, Carmen? Cum ești? Storiuri acolo? Bună seara, bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație, Roxana. Bucuria e dublă. Odată că stăm de vorbă și a doua oară că, iată, am putut să vă cunosc, să cunosc echipa unui radio deștept. Da, 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 un... cu multă energie.
Așa este. Și cu o forță creatoare molipsitoare. Îmi pare rău că ne apropiem deja de ora 21. Trebuia să nu zic cât e ceasul. Mai și bine, mai avem, da, încă foarte multe de povestit. Uite, mai rămânem puțin așa în zona asta, în domeniul cultural, pentru că asta facem și ne și leagă și așa ne-am și cunoscut de altfel. Ne-am cunoscut la un eveniment cultural organizat de Doina Ruști. Da, 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 ne-am cunoscut la Deznodământul Nu Contează, un eveniment care se întâmplă o lună și jumătate pe perioada verii, dacă mi-amintesc bine, sunt seri culturale-artistice, literar-culturale-artistice. În grădină, la muzeu. În grădină. Aici la... aproape de noi, de fapt. Da, la muzeul Filipescu Cesianu, da. Casa Filipescu Cesianu, un loc pe care merită să îl descoperiți și să îl redescoperiți și de fiecare dată cumva ne conduce spre ieșire cu un alt aer, la care se adaugă o altă semnătură de prozator, de scriitor, o altă experiență. Și uite, așa te-aș întreba, ce te motivează încă după atâția ani să rămâi în acest domeniu cultural și să promovezi cultura? Cred că, indiferent de alegerile pe care le facem, cuvântul care ne guvernează și care e nevoie să ne guverneze, este încrederea. Frumos. În momentul în care decizi tu cu tine ceva, dacă adaugi și încredere și perseverență, este doar o chestiune de timp până când vei găsi calea spre destinație. Sigur că destinația e undeva departe, noi abia am început, viața e abia la început. A, ce frumos, ai spus-o, da? Ca la 20 de ani, așa. Și așa este cu fiecare zi. Însă, având la temelie încrederea și știind tu despre tine că poți adăuga și perseverența, care, sigur, se traduce prin muncă și efort, dar încerc să nu folosesc cuvinte poate atât de grele, e clar că dacă mai pui și puțină atenție la bătaie, vei vedea cum ușile, cum zidurile, cum toate barierele, rând pe rând, ca într-un joc de domino, vor cădea, se răstoarnă și îți vor face loc pentru a avansa. Pentru că sunt ani buni de când lucrez în domeniul ăsta, 20 aproape, sau chiar mai bine de 20 de ani. Foarte puțin peste 20. Puțin, da, peste 20. Cu totul. Și cu... Da, 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 cu tot, în zona asta, da. Ce provocări, pentru că toți avem provocări de-a lungul anilor, de-a lungul vieții, dar în carieră, ce provocări ai întâmpinat și dacă ne poți spune și cum ai depășit? Sunt aceleași provocări pentru fiecare dintre noi. Le mai ai? Le mai simți? Și cred că în măsura în care mai sunt fragmente de lecții de învățat, ele apar cumva recurent. Provocările sunt acestea. Corul de pe lângă, pe care e bine să nu-l asculți, atunci când spune altceva decât ceea ce tu știi că ai de făcut. Te referi la oamenii din jur? Mă refer la oameni, mă refer la situații care te pot întoarce din drum. Mă refer la calcule care poate că nu dau rezultatul pe care ți-l dorești din prima. Însă, dacă e să ne amintim cum am învățat să mergem prima dată și de câte ori ne-am împiedicat și de câte ori am căzut și de câte ori ne-au sprijinit părinții până a putea să o luăm la fugă, e clar că e nevoie să avem mai multă încredere în noi înșine. Odată ce exercițiul acesta este rezolvat, lucrurile vin de la sine, măcar o perioadă de timp, până când e nevoie să faci următorul pas. Și tot așa. Ai niște criterii anume prin care aduci artiști în emisiunea ta? Emisiunea Dăruiește Românie este o emisiune de culturetainment. Asta înseamnă cultură. E îmbinată cu entertainment, asta, da? Adică există și partea aceasta de entertainment. Încercăm să aducem cultura poate în zone în care ea nu este frecventată în mod normal. Și cultura nu se consumă numai în sălile de spectacol, numai pe parcursul serilor literare, numai cu o carte sub braț.
numai povestind în registrul neologismelor despre bibliografii întregi, mm-hmm, și așa, da, mai, da, departe. Corect. Și atunci cred că aceasta a fost provocarea, de a găsi pentru cultură haina potrivită pentru a-i oferi o scenă la televizor într-o altă manieră decât cea clasică. Tocmai ca să ții activ și să ții publicul, inclusiv cel contemporan, cel de astăzi, cel care nu gustă așa cultura cum era odinioară. Cu atât mai mult cu cât cele mai multe dintre sezoanele emisiunii Dăruiește Românie încearcă să găsească tineri, fie din perimetrul muzical, fie din perimetrul teatral, din diverse forme de exprimare artistică și din paleta vastă a artelor spectacolului, tineri pe care să-i aducă la televizor și cărora să le ofere o scenă. Iar pe scena Dăruiește Românie trăiesc, mă gândesc, această experiență plăcută și poate și notabilă pentru oricine la început de drum, de a-și da mâna cu cei consacrați, fie din domeniul muzical, fie din domeniul teatral și așa sau mai scris, departe. Da, scriitori. Ai avut? Absolut, și da, scriitori, sigur că da. Ai mai avut, bă, nu-i spun. Nu am fost singura scriitoare. Și nici prima scriitoare pe canapea. Îmi amintesc de o emisiune la care chiar prozatoarea Doina Ruști a fost invitată și care a fost în stilul caracteristic, după cum și scriitura îi este întocmai, efervescentă și spumoasă, și chiar a spus ce provocare pentru un scriitor să facă parte din distribuția unui spectacol de divertisment. Și pentru tine cred că e provocator de fiecare dată și provocare cred că să te afli și în seara asta aici. N-am prea găsit foarte multe interviuri pe care să le dai, deci cred că ești în marea parte a timpului în rolul de intervievator, mai puțin acolo unde ești intervievată. Cred că la radio este prima experiență. A, ce frumos! Cred că este primul studio de radio pe care îl descoper astfel. Au mai fost mici colaborări, tot pe partea de promovare a emisiunii Dăruiește Românie cu alți colegi, dar îmi amintesc că s-au desfășurat mai mult online, s-au preînregistrate. Experiența pe care o trăiesc în această seară e și unică. Mă bucur foarte tare să te am aici, e o plăcere de fiecare dată și mai ales că ne-am întâlnit de curând noi, dragi ascultători, am fost la Books and Wine împreună și a fost pentru prima dată la o ediție Books and Wine by Ai Carte Ai Parte, când altcineva a prezentat evenimentul, iar acest altcineva nu putea să fie decât cineva cu experiență și Carmen Târnoveanu e de fiecare dată. Au fost oameni care au zis că aveau emoții, obișnuiți cu mine la microfon și să acaparez scena și toată sala să fie atentă și zice, dar când am început să fim atenți la Carmen, chiar ne-a plăcut foarte tare să o ascultăm, se simte că are nu doar experiență, dar ai vocea aia caldă așa și foarte plăcută, e foarte plăcut să te asculte cineva și să te privească când vorbești. Cred că atunci când vrei să dai sens vocii tale, e foarte important să ai în vedere două condiții. Mm-hmm. Da. Primul aspect, prima condiție ar fi să te asiguri că știi despre ce vorbești. E foarte important să vorbești despre ceea ce știi, ce știi cât deja știi. Uh-huh. Al doilea și cel mai important pentru mine, să spui întotdeauna adevărul. Când spui adevărul, oamenii te simt. Când spui adevărul, ai siguranță pe discurs, creativitate în ideile pe care vrei să le expui și consistență în mesajul, mm-hmm, care ajunge la ceilalți. Și dacă de fiecare dată când sunt anfitrionul unui eveniment, al unui spectacol sau chiar al propriei emisiuni, dacă cei de lângă mine, că sunt în public, că sunt invitați, reușesc să plece de la emisiune sau de la această întâlnire, mm-hmm, cu o astfel de idee, precum cea pe care ai enunțat-o tu, că s-au simțit bine și că s-au simțit conectați, este tocmai de aceea, că spun adevărul. Adevărul meu.
V-am zis că vorbește foarte frumos Carmen, să o tot asculți, dar mai trebuie să mai luăm noi și pauza asta scurtă muzicală, că am ajuns la jumătatea emisiunii, ne întoarcem în câteva momente, nu plecați, Carmen Târnoveanu este alături de mine. Roller coaster, baby! Am găsit într-un dulap, tot echipamentul de zburat și pus în capie, plin de gheață și de urme de vopsea, de la ultima bătaie de hotelul de ostea. Și trebuie să îl duc acum la un reparator, să-i pună praf de stele și nectar în rezervor, și să-i dea ok și să umble în amintiri, că acum vine vara și intrăm în pregătiri. Flow de vară, se aude în țară, când stai pe bară, la o țigară, cu partenerii, oamenii veri, suflete bune, departe de mizerii. Să mă ducă unde marea pune basul în difuzor, și să-mi iau echipa să o duc în cantonament, unde apele de foc spală creierul absent. Și poate dacă stelele sunt bune ne calificăm, și poate dăm o tură dimineața lene până la țăr. Dar după las echipa și mă duc să dorm, să refac niște zectoare virusate cu bourbon. Flow de vară, se aude în țară, când stai pe bară, la o țigară, cu partenerii, oamenii veri, suflete bune, departe de mizerii. Carte și ai parte cu Roxana Brâneșteanu. Dar ce repede a trecut melodia asta. Așa este, ai carte și ai parte cu Roxana Brâneșteanu, și nu întâmplător avem noi jingle-urile astea și acela de început. Carmen, ți-ai blocat acolo căștile. Te văd că încerci să tragi de ele. Merg? Sau le schimbăm? Le-am deslușit. Merg, merg, stați că nu mai auzeam fundalul. Carmen Târnoveanu, Roxana Brâneșteanu, noi două suntem aici la microfoane și la căști, și eu sunt și la butoane. Dar cei mai importanți sunt cei care ne ascultă, datorită lor. Da. Suntem în această seară aici, bucurându-ne de o super atmosferă, care sper să treacă dincolo de microfon și să ajungă și la voi, la dumneavoastră, la cine ne ascultă acum, și poate cineva ne trimite și un mesaj, nu? Există un număr de WhatsApp, înțeleg. Mulțumesc, 0722 30 4000. Te gândești că au uitat deja numărul. Eu sper că de atâția ani de când se aude Tana, Nana, au salvat numărul de telefon, și de 2 ani de când se aude Ai Carte, Ai Parte. Scrieți-ne, dragi ascultători, uite, Carmen vrea o întrebare. Hai să vedem cine este prima persoană care pune o întrebare aici în direct. Mă gândesc că, nu vă dau numele. Că fiind ora aceasta, când mai toți suntem în drum spre casă după o zi lucrătoare de joi,
E mai complicat dacă nu zăbovești mult la semafor, să te oprești și să scrii un mesaj. Poate de aceea. Da, dar e orașul liber, deci se ajunge repede acasă, emisiunea noastră durează o oră, deci ar fi timp, hai că poate. Nu ne scriu mereu ascultătorii în direct, multe mesaje le primesc eu de la ei, dar le văd după pentru că ei le scriu în social media și eu nu intru pe Instagram în momentul ăsta când sunt în emisiune, așa că îndrăzniți, dragilor, să ne scrieți pe WhatsApp. 0722 30 4000. Și spuneam că nu întâmplător avem noi aceste jingle-uri cu despre cărți la Ai Carte, Ai Parte. Și așa vreau să ajungem în acest subiect, în zona cărților, Carmen. Nu trecem încă la întrebările acelea flash, acelea scurte și rapide, pentru că mai avem de povestit. Vreau să înțeleg ce, de fapt, sunt sigură că au avut cărțile un rol important în viața ta încă de mică și cu siguranță și în alegerea ta de a rămâne în zona asta culturală. Chiar dacă ea este culturtainment, cum ai spus tu, să te citezi și să spun chiar pe același tor. Exact așa, jucăuși ai spus-o. Culturetainment. Da, pentru că e necesar să spunem adevărul. Mm-hmm. Ce? Da, îmi place cum sună. E o scenă, sunt lumini, este glamour. Știi foarte bine, ai fost acolo. Și atunci e necesar să le spunem oamenilor adevărul. Este o formă de exprimare cultural-artistică așezată pe scenă. Ceea ce e foarte bine, pentru că în felul ăsta oamenii rămân cu ochii, uite, avem deja primul ascultător care ne și scrie. Ți-am zis că nu îndrăznesc să scrie, trebuie să mai tragem așa de limbă. Da, pe scena Dăruiește Românie. Spune-ne despre cărți, exact, ce te întrebam mai devreme. Hai să citesc întâi mesajul și apoi ne povestești și ne răspunzi. Ce carte citește Carmen în acest moment? Bine, în acest moment, acum. Când te duci acasă, Carmen, ai o carte pe noptieră? Am o carte pe noptieră, se numește Paradisuri Pierdute. Este Erich Emanuel Schmidt? Nu. El este. Așa, nu eram sigură dacă e Paradisul Pierdut și mă gândeam să o mai fi scos vreo carte și s-a pus la plural. El este și el este și autorul meu contemporan preferat. Oscar și Tanti Roz, eu cu ea. Nu, n-am început cu Oscar, am început cu cea mai frumoasă carte din lume. Da. Vai, și Oscar și Tanti Roz este cartea la care am plâns cu lacrimi. Dacă ai ajuns și la spectacol... Ce pot să spun? Că la spectacol plângi din momentul în care te așezi pe scaun, intră Marius Manole, da. Oana Pelea, în momentul în care i-ai văzut pe scenă, nici nu trebuie să spună prima replică, pentru că deja începi să plângi, că știi ce se întâmplă acolo. Apropo de a nu, că unor cititori nu le plac spoilerele. Ei bine, acolo în povestea asta, chiar dacă știi ce se întâmplă, cunoști începutul, cunoști finalul, n-ai cum. E atât de emoționantă povestea încât chiar și când o vezi... Cred că și dacă revăd spectacolul, tot aș plânge. Da. Ai auzit, mulțumim foarte mult pentru întrebare. Bogdan este cel care ne-a scris în momentul acesta. Și ar fi interesant să ne spună Bogdan și ce cărți citește el în această perioadă. Dacă dorește să ne spună ce cărți citește, așteptăm aici răspunsul. Și dacă mai sunt ascultători care doresc să împărtășească și despre cărți și despre experiențele lor culturale cu noi... Da. Acum le așteptăm mai avem, mesajele. Mai avem încă 20 și ceva de minute, deci este destul de mult timp. Dacă vreți să răspundeți la această întrebare, care este cartea pe care o citiți în acest moment? Ia uite, cât de simplu. Mulțumim, Bogdan, de la tine a pornit această întrebare. Da. Și poate ai carte, ai parte, organizează un eveniment cultural plecând de la una dintre cărțile propuse de cei care ne ascultă acum. Foarte frumos. Uite, poate facem împreună. Te mai așteptăm, oricum la Ai Carte, Ai Parte. Revenim la tine și la relația ta cu cititul. Cum era ea încă din copilărie? La tine în familie se citea? A fost un exemplu pe care l-ai preluat? Sau... La mine în familie a fost o rigoare față de carte în general, față de școală în general și cred că a plecat de la această disciplină. Era o disciplină, cum probabil în multe familii de pe vremea noastră, era o disciplină mai riguroasă. Și pentru mine a fost un exercițiu pe care am încercat să-l rezolv până să devină o parte din mine cu totul. Da. Deci îți plăceau cărțile?
Asta e. Îmi plăceau poveștile. Povești. Să ți se spună, să ți se citească. Îmi plăceau poveștile pe care mi-am dat seama mai târziu că le confecționam și eu în mintea mea. Cu foarte mare... Le creai. Le cream cu foarte mare ușurință, da. Uh-huh. Îmi amintesc că la un moment dat, în școala primară, existau niște manuale și erau exerciții de compunere după imagini. Mm-hmm. Nu știu dacă îți sună familiar. Și la un moment dat mi s-a cerut această temă. Colegii mei nu rezolvaseră această temă. Doamna învățătoare și amintea că ne-a spus foarte clar că avem de realizat o astfel de temă. Și la un moment dat, după ce a întrebat 5-6 colegi cum erau rândurile atunci în școală și nimeni nu rezolvase tema, când a ajuns la mine, mi-amintesc că m-am ridicat în picioare și am început să citesc compunerea. Și în sfârșit am văzut pe chipul învățătoarei bucuria că, iată, ea avusese dreptate. Într-adevăr, ne dăduse această temă. Și mi-a cerut caietul pentru a o verifica. Și când se educa caietul, a realizat că de fapt nu era nimic scris pe caiet și că eu rezolvasem exercițiul acesta acolo, atunci, pe loc. Îmi amintesc că ce spui despre compunerile acestea, noi suntem aceeași generație, dacă mi-aduc aminte bine că ne-am spus vârstele. Nu mai uit asta cu vârstele, deci și mi-aduc aminte, da, ce spui despre compuneri și despre imagini. Sunt curioasă și cum erai mai târziu cu programa școlară, dacă ți-a plăcut, de exemplu, un liceu, ce aveam obligatoriu de citit. Ai trecut prin ele că trebuia sau că ai simțit cât și plac? Știu că există ideea aceasta că la noi se aglomerează foarte multe materii cu foarte multe informații, este adevărat. Eu am avut libertatea de întotdeauna de a învăța foarte bine, bine și foarte bine, doar la materiile care într-adevăr îmi plăceau și care ulterior au devenit și materii de examen pentru școlile pe care le-am frecventat. Însă, dacă e să dau timpul în urmă și să-mi amintesc de materii pe care poate nu le-am privit cu foarte mare încredere pentru viitorul meu și peste care am trecut poate cu ușurință, îmi dau seama totuși că de fiecare dată, indiferent ce ai de învățat, odată învățat, îți este foarte util. E doar o chestiune de timp până când informațiile acelea să nu se risipească undeva în desfășurarea ta ca adult și ca om de profesie, indiferent de domeniu. Da. Da, la momentul acela, programele școlare nu erau atrăgătoare pentru noi ca elevi. Nu erau. Nu erau, dar eu cred că au prins bine până la urmă, că le-am avut anumite cărți. Mai luăm două mesaje și ne întoarcem, pentru că mai avem doar un sfert de oră din această emisiune. Cum îți ziceam, din păcate o oră zboară foarte repede. Nici nu o să mai luăm pauză muzicală, să știți că rămânem cu voi până la final de emisiune, că după Ai Cartea-i Parte, toată noaptea se aude emisiunea. Până mâine dimineață, când colegul meu Octavian va avea emisiunea lui. Încă o întrebare. Pe când o emisiune TV care să reunească mai multe generații în ea, dacă nu cumva a fost realizată și nu știu eu? În emisiunea Dăruiește Românie, asta pe care o realizez de la Televiziunea Română, canalul TVR3 și care, repet, poate fi urmărită sâmbătă de sâmbătă la 13:30, se întâmplă lucrul acesta. Sunt invitați din diverse generații, din diverse arii de exprimare cultural-artistică, de la muzică, șlagăre, dacă vreți, pentru că mai sunt și astfel de momente, și chiar până la operă, operetă, asta ca să vă dezvolui puțin din filmările care deja s-au realizat pentru noul sezon, sezonul cu numărul 11 și care vor intra în grila de programe după 15 martie. După 15 martie încep. Deci acum filmați. Acum se filmează sezonul de primăvară, suntem pe final cu filmările și vor apărea din 15 martie încolo, da. Apropo de asta cu generațiile, chiar pot să spun și eu că într-adevăr în ziua în care am fost eu invitată, erau tineri de, cred că de liceu,
Cum se numeau băieții aceia care cântau Carmen, mai ești cu mine? Aici sunt. Am avut alături de mine în ziua în care am fost eu invitată, erau niște băieți foarte tineri și simpatici, care cântau foarte frumos, dar îmi scapă numele lor. Și cred că erau la liceu. Deci eram am avut pe Antebellum. Antebellum, mersi, așa. Da, foarte, 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 foarte și... talentați și de ce nu vi propun și aici la radio lista tuturor invitaților emisiunii Dăruiește Românie. Pe fiecare ediție în parte se regăsește pe site-ul televiziunii române www.tvr.ro, selectați emisiunea Dăruiește Românie și în cazul în care... Da, chiar m-am gândit. Găsiți pe cineva interesant, eu cred că și radioul poate oferi aceeași scenă. Cu siguranță. Pentru tinerii artiști. Mm-hmm. Antebellum chiar sunt în plan să-i aduc, tocmai pentru că i-am și cunoscut și am și stat puțin de vorbă cu ei. Și asta voiam să spun, că chiar am menționat atunci în emisiunea ta că eram acolo pe canapea generații diferite. Ei aveau 16-17 ani. Elevi de liceu. 36, altcineva, cine mai era? Daniela Nane. Adică chiar eram din 10 în 10 ani, cred, sau 20 ceva de genul. Ana Cebotari. Ana Cebotari, exact. Adică de la teatru, la operă. Uite, de la tine la și prin tine am ajuns la Ana Cebotari și ea ne-a cântat la un Books and Wine, la o ediție. Superb a fost, da. Asta este experiența cea mai frumoasă, cred, a oricărei profesii. Conexiunile care se leagă. Oamenii. Da. Mai luăm un mesaj aici, ne spune nu s-a semnat, dar ia să vedem, nu putem să vedem numele. Este un domn care citește Femei de Charles Bukowski și te întreabă ce părere ai tu despre această carte. Nu am citit-o și... Nimic de la Bukowski? Nu am citit cartea aceasta și mă întorc la ce spuneam mai devreme. Să nu vorbești despre ceea ce nu știi. Ce nu știi. Dar mulțumesc frumos pentru propunere. Cumva plec de aici, iată, cu o temă de timp liber. Dar nu cred că ți-ar plăcea, cunoscându-te deja și cunoscându-ți gusturile așa și cum ești tu ca persoană, cred că nu ți-ar plăcea cartea asta deloc și limbajul vulgar mai ales pe care îl folosește Bukowski în toate cărțile. Dar te las totuși să descoperi, nu te lua după părerea mea. Mie mi-a plăcut, de exemplu, chiar dacă nu e nici genul meu de limbaj, de exemplu, și nu se află în limbajul meu de zi cu zi, mi-a plăcut să-l descoper pe Bukowski și îți recomand, drag ascultătorule, mulțumim pentru mesaj, Cosmin, așa s-a semnat acum, îți recomand, dacă îți place Bukowski, să iei șuncă pe pâine, pentru că acolo afli viața tânărului Bukowski de când era copil, mai târziu adolescent, și ca să înțelegi cum a ajuns el așa ca adult, prin ce chinuri a trăit și a trecut cu tatăl lui care era alcoolic și cum Bukowski a ajuns mai târziu și el alcoolic, urmând același drum. O poveste destul de tristă de viață. Deci dacă îți place, îți recomand și această carte. Ne întoarcem pentru că mai avem foarte, foarte puțin. Tu te implici deseori și în proiecte culturale. Ai fost la un moment dat într-un proiect, îmi scapă titlul, era cu ceva de clasa noua. Merg în clasa noua sau cum se numea? Vreau în clasa nouă, așa, gata. Este un proiect educațional, a fost un proiect pe care l-a susținut emisiunea Dăruiește Românie, implicit l-a susținut televiziunea română, un proiect al fundației World Vision România, pentru că emisiunea a fost la un moment dat ambasador al copiilor de pretutindeni, susținând cauze educaționale. Vreau în clasa nouă este în continuare un program educațional care se regăsește în agenda de programe a World Vision România. Puteți accesa agenda și vă puteți implica și chiar ar fi extraordinar să fim o echipă din ce în ce mai mare și mai dinamică. Da. Vreau în clasa noua susține accesul copiilor din mediul rural la educație, determinându-i pe aceștia, prin suportul nostru financiar, să meargă mai departe la liceu. Mm-hmm. Să plece din mediul rural și să acceseze în continuare studiile.
foarte frumos programul și să știi că nu te întreb întâmplător asta, pentru că te invit și alături de noi în Asociația iCarte, unde facem diverse proiecte culturale. Poate știi deja de cele două, primul Biblioteca din tren, când am amenajat câteva trenuri din România cu sute de cărți. Poate va mai avea loc, poate nu, poate trebuie făcută altfel, cu mai multe minți iluminate, atât am putut eu și noi la vremea respectivă. Cărțile nu mai sunt în trenuri, de asta am făcut această paranteză. Iar al doilea proiect, unul foarte frumos care va continua și anul acesta, se numește Campania Citește Copile. Și nu știm nici dacă rămâne acesta, mie îmi place cum sună, chiar dacă spunea unul dintre colegii mei că îi pare cam imperativ acel Citește Copile cu semnul exclamării și virgula aferentă, să fie corect gramatical până la capăt. Eu îl văd altfel acest mesaj, nu imperativ și nu ca ordin. Ei bine, și prin acest program am mers la o școală tot din mediul rural, din județul Argeș, unde am oferit peste 100 de pachete care au conținut cărți, hanorace și, bineînțeles, ceva dulce acolo pentru cei mici. Minunat. Ei bine, următorul proiect va avea loc la Viscri, la Centrul Educațional Viscri. Acolo sunt 25 de copii de etnie romă. Iar nu, chiar acum două seri, cred, una dintre colege m-a întrebat cum deam așa încredere că se poate face ceva acolo în comunitatea de copii romi. Eu am încredere în absolut tot ce fac. Deci, chiar dacă e pentru prima dată fac acel lucru, eu chiar cred atât de mult în ce mă implic, încât n-are cum să fie un minus la finalul anului dacă tu te duci și dai startul clubului de lectură acum pe 1 iunie, când o să mergem noi pentru acești copii și o să facem două zile activități de tot felul. Adică nu doar stai și citești, că nici noi când ne ducem în tabără ai carte, nu citim 4 zile continuu și suntem adulți și știm pentru ce ne ducem, știm că este tabără de lectură. La fel și aici, la copiii aceștia, ne ducem cu o serie de jocuri și de activități distractive, culture entertaining, ca să citesc, că o să-mi rămână asta în minte, cred că o să o folosesc și eu, să știi, te citesc, pentru că prin jocuri și prin distracție poți să-i aduci către zona de carte. Eu chiar cred că oferindu-le cărți și o să ne ducem, vrem să ne propunem asta, să ne ducem în fiecare lună la ei, au la dispoziție o lună să citească toți aceeași carte și să o dezbatem la clubul de lectură. Eu spun că poți în timp să ridici miza, după ce ți formezi o echipă, poate și din ascultătorii ai carte, ai parte, de la radio și poate în timp urmăriți acești copii. Unii dintre ei care se vor detașa prin preocupările spre zona aceasta educațională, culturală, pot fi motivați cu burse pentru a merge mai departe. Și cred că ceea ce începi acum nu poate fi decât temelia pentru o lume mai bună, nu? O lume în care toți ne dorim să trăim. Da, domnul acela de la Viscri, o să-l cunoaștem, nu l-am cunoscut nici eu, a ajuns informația la mine și am apucat-o imediat, am zis, da, facem, găsesc niște idei și vin și stăm acolo două zile cu ei. Ei nu locuiesc în centrul respectiv, doar vin ca la o școală. Ei sunt acasă în familiile lor. Ce fac în comunitatea lor, ei știu acolo, nu ne-am dus să umblăm pe la casele copiilor și oamenilor. Da, dar modelele sunt foarte importante și fără să ne dăm seama, ne impactează enorm la vârsta copilăriei. Da, dar părinții sunt foarte deschiși, de asta îi trimit de acasă, îi trimit la centrul acesta. Poate să mai scape de ei, duceți-vă mă la școală acolo, oricum ar suna asta, dar și pentru că pe undeva acolo se gândesc, lasă-mă să ajungă ei mai bine decât noi. Poate, nu știu. Dar important e că există acest centru în Viscri și noi o să contribuim cu ce putem la educație și la partea asta de cultură. Mai luăm o întrebare. Uite, Neil McGregor, îți sună cunoscut numele? Eu știu. Poetul Neil McGregor întreabă despre o prezență într-o tabără ai carte cu ateliere, cu prezentarea proiectelor proprii. Despre tine e vorba, nu despre mine. Sigur, rămâne discuția deschisă. Carmen are un proiect în plan. Nu știu dacă urmează acum, curând. Există un proiect pe cale să se lanseze. Hai să-i dăm drumul. Hai să spunem, îi spunem în premieră? Ai mai spus undeva? Îi spunem doar numele în premieră. El va fi anunțat în online săptămâna aceasta. Ok, hai să... Da,
Bine, bine. Care-i numele lui? Dar eu spun așa, mai e loc de o invitație și după ce vom face anunțul oficial în să online... Să mai vin o dată să ne povestești. Sigur că da, pot veni pentru amănuntele. Care-i titlul necesare? Atunci? Oameni mari. Se va Oameni numi. Mari. Uh-huh. Și cred că deja titlul poate să sugereze mult din desfășurarea evenimentului. Din oameni evenimentului. Mici îi facem mari sau oameni deja ajunși mari? Cred că oameni mari este dezideratul fiecăruia dintre noi. Indiferent de statut și indiferent în ce punct al carierei se află. Și cred că asta, până la urmă, e miza cea mai frumoasă a existenței. Să fim oameni mari. La suflet, la minte, în oameni relația mari. Cu ceilalți. Ai auzit, domnul Neil McGregor, oameni mari. Și noi aici, împreună cu ascultătorii noștri. Este ora 20:55 de minute și vă anunț și te anunț, Carmen, că intrăm în întrebările flash, adică acele întrebări rapide, cu răspunsuri cât se poate de rapide, dar de fiecare dată se lungește răspunsul la fiecare, așa că nu o să pun presiune să te simți presată că trebuie să răspunzi. N-am clepsidra pus aici, deci e ok. Dacă voi găsi răspunsul potrivit și adevărat la fiecare întrebare în parte, îl enunțăm. Haide să vedem filmul și cartea preferate. Filmul preferat, ca să-mi amintesc acum, The Next Three Days, cu Russell Crowe. Da, da. Și cartea preferată din perioada aceasta pentru mine, Doina Ruști, Lizoanca. Oh, vai doamne, m-a cutremurat cartea asta. Deci acum o citești, ai citit-o deja, ai terminat-o? Sau? Da, da. Uh-huh. Un scriitor clasic preferat? Un scriitor clasic preferat. Iliade. Da, Proust, da. O Jane Austen. Mm-hmm. Chiar mă întrebam, oare nu-ți place ție Jane Austen? Te văd așa genul. Te-aș vedea și purtând rochițe din perioada victoriană. O carte care te-a emoționat, poate chiar să plângi? Oscar și Tanti Roz. Da. Cartea pe care o citești în prezent, ne-ai spus, da, ne-ai spus mai devreme. Erich Emanuel, da. Schmidt, Paradisuri pierdute. Paradisuri, da. Cine te inspiră pe tine, Carmen Târnoveanu? Credința mă inspiră foarte mult și bunătatea oamenilor. Frumos răspuns. Sunt două ancore de care încerc să mă țin și în momentele în care simt că pornesc în derivă. Cel mai frumos oraș vizitat? Praga. Oh, am fost și eu, abia anul ăsta am ajuns. Acum 2-3 săptămâni am fost, superb oraș. A fost și Viena un timp, dar Praga e mai cald. Da, da, mi-a plăcut mult și mie. Și mai este un orășel mic, mic, mic din nordul Germaniei, Goslar. Nu-l știu, nu știu de acela. Departe de Stuttgart? Mult, mult. Ah, ok. De fapt ai zis în nordul Germaniei, nu? Cel mai mare hobby? Spectacolul de televiziune. Adică face parte din viața ta. Face parte din Așa viața mea. Se da. Traduce ce ai răspuns acum. Plăceri vinovate ai din astea tu, că nu pare? Din astea de care știi că nu e bine și faci? Câteodată a spune lucrurilor pe nume cu interlocutorul nepotrivit. Da. Păi o faci intenționat, adică. Că nu i-aș zice chiar plăcere vinovată, decât dacă ești conștientă că faci asta și vrei să ajungă mesajul la internet. Da, dar în momentul în care în momentul în care descătușezi această energie a adevărului, că tu ești foarte transparent așa și ai adevărul, trăiești o descărcare de adrenalină care te liniștește ulterior. Îți dă o stare de bine. Principalul defect, principala calitate? Principala calitate cred că e toleranța. Am un prag destul de ridicat. Mm-hmm. Dar cel mai înalt prag al toleranței în momentul în care este trecut e aproape imposibil să mai parcurgi drumul înapoi. Și asta conduce și la cel mai mare defect. Pentru că în momentul în care ai depășit de imposibilitatea de a mai ierta.
Mm-hmm. Ok. Analizam acum cuvintele tale, eram așa în procesare. Mă gândeam, Doamne ferește, nu vreau să ajung vreodată acolo. Da. Cea mai mare lecție învățată din viață. Să ai puterea de a nu dezvălui întru totul ceea ce simți, ce părere ai vis-a-vis de ceva. Să nu fii totuși chiar atât de transparent cu toată lumea. Să nu îți expui tranșant toate trăirile și toate ideile înainte de a cântări dacă ele produc o schimbare în bine. Dacă nu produc o schimbare în bine, a le enunța și atât, mai ales cu riscul de a răni pe cineva, e chiar degeaba. Of, ce bine spui, ce să faci cu o persoană în zodia Taur care este impulsivă și spune lucrurile așa cum le simte. E adevărat. Să ajungă la oameni ca să te înțeleagă, că dacă nu te înțelege, nu e comunicare. Numai că înțeleg foarte bine ce spui acum, pentru că am trăit aceste experiențe sau mai trăiesc din când în când situații de genul ăsta și chiar e bine să te oprești un moment înainte să răspunzi, mai ales dacă e vorba de un mesaj scris cu atât mai mult că treci prin filtrul gândirii, ai timp înainte să-l dai, butonezi, știi? Da, schimbă lucrurile în bine, aduce plus valoare, merită efortul de a intra într-o polemică pe marginea ceea ce ai de spus? Da. Dacă da, atunci, ok, pornești în luptă. Dacă nu, e degeaba. Risipești și timp și energie și poți, din păcate, poți răni. Frumoasă emisiune, ne spun ascultătorii noștri. Mulțumim tare mult că ați fost în seara asta cu noi. Mulțumim, Carmen, că i-ai îndemnat încă o dată de la jumătatea emisiunii încolo să vină cu mesaje către noi. Ai voce foarte caldă, nu o spun doar eu acum, este chiar un mesaj scris aici. Mulțumesc, deci, frumos. Aceleași cuvinte. Și dacă vrei să transmiți un mesaj așa înainte de a încheia, deși tot ceea ce ai spus a sunat ca un mesaj de luat. Îmi vine să fac citate din tot ce ai spus în seara asta și să te mai dau așa pe parcurs. Aș rămâne la ideea de a avea încredere în noi înșine, în visul nostru, în căutările noastre, de a face tot ce ține de noi, dacă este bun și curat și moral, pentru a da viață cele mai frumoase versiuni de om, de omenie, care există în fiecare dintre noi. Fiecare zi e un vis împlinit, doar dacă ne aruncăm și în bazinul acesta al încrederii. Pentru că el e la dispoziția noastră, oricât ar fi de greu și de provocator și de imposibil de multe ori. Și aici vorbesc din experiență. Și cu aceste vorbe frumoase, cu o privire curioasă în jurul lumii, putem vedea că șarpanta încă mai ține, că mai sunt oameni frumoși, iată-ne, că mai sunt întâlniri providențiale, iată-le, și parcă a venit și primăvara în seara asta, deși afară bate vântul aici în București, nu știu cum este la voi în restul țării, nu ne-au spus ascultătorii unde se află în acest moment, dar parcă vine primăvara și vine căldura, iată, mărțișoarele sunt în piept, abia a început luna martie, acestea fiind spuse, eu mâine am să vă salut din Eindhoven, mi s-a spus că am pronunțat greșit. Important e să ajungi la destinație, Roxana. Restul e doar o chestiune de nuanțe. Exact, mai poți să pocești cuvinte. Doar pe ale scriitorilor, Roxana, să nu le pocești. Îți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi, pentru experiența din această seară și mai mult decât orice, pentru atmosfera unui studio de radio de care mi-era foarte, foarte dor. Și ascultați... Ta-na-na-na, ce frumos a zis-o. Imediat intră și finalul emisiunii Ai Carte, Ai Parte. Nu uitați că pe 16 martie suntem la Palatul Nobles cu Radu Paraschivescu. Astăzi este Mâinele de care te-ai temut ieri. Iar în același timp, la Books Cafe, se strâng cititorii cu Monica Alexe, care va modera clubul din Constanța. Vă doresc să vă bucurați de weekendul
ce vine, pentru că la mine de fiecare dată joi seara pare să anunțe weekendul, și să vă bucurați de lecțiile, de lecțiile. Dar ok, nu e chiar greșeală, de lecțiile pe care vi le dă viața, dar am vrut să spun de lecturile pe care le aveți. Seară minunată, mulțumim, Carmen! Cu drag! Ai carte, ai parte de Roxana Brănișteanu. În fiecare joi, de la 8 seara.